În lumea noastră, războiul și cruzimea au devenit regula. Pacea și prosperitatea par a fi mai degrabă excepții temporare. De ce așa? Pentru ilustrare, dr. Josef Mengele, omul ce și-a obținut ingratul supranume de Înger al Morții, în relație cu atrocitățile pe care le-a coordonat în lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau. Se naște în 16 martie 1911, în Günzburg, un orășel din Bavaria. Este favoritul mamei, o persoană extrem de dominatoare. În ciuda necazurilor pricinuite de osteomielită, o boală de natură infecțioasă, promovează liceul și este primit apoi în cadrul Facultății de Medicină din München. În căutare după gusturi tari, se lasă imediat fascinat de curentul politic cel mai la îndemână, nazismul. Ca și cum n-ar fi fost îndeajuns, absoarbe apoi fără niciun fel de filtru ideile darwinismului în aplicația lor socială. Unele rase, precum germanii, sunt superioare, iar altele, precum evreii sau slavii, sunt de factură impură, chiar subumană. Acestea, din urmă, pot și trebuie îndepărtate. Genele lor inferioare, în copiii rezultați în urma împreunării, contaminează rasele superioare, precum cea ariană. Doctoratul în antropologie, obținut de Mengele în 1935, a avut ca tematică cercetări morfologice rasiale pe secțiunea maxilarului inferior a 4 grupuri rasiale și demonstra științific faptul că germanii erau o rasă superioară prin comparație cu alte ființe. Se angajează în cadrul Institutului pentru Ereditate, Biologie și Puritate Rasială de la Universitatea din Frankfurt. Sarcina lui? Să examineze pacienții pentru a încadra la evrei sau neevrei. Miile de fișiere cu observații aveau să fie folosite devastator în anii următori, în anii deportărilor ce au urmat. La mijlocul anului 1943, i s-a oferit ceea ce era pentru el o slujbă de vis, cercetător în domeniul eugeniei, disciplina ce studiază aplicarea practică a biologiei eredității în ameliorarea genetică a individului. Acum, subiecții umani din Auschwitz, unde a ajuns pe 23 mai 1943, aveau să devină cobaii lui Mengele. În numele științei, a împins experimentele medicale într-o zonă cu adevărat demonică. Evreii care nu erau trimiși în camerele de gazare se găseau curând în fața unor grozăvii de neimaginat. Li s-au injectat deliberat bacterii pentru a observa cum evoluează infectarea. Au fost expuși la boli mortale. Li s-au îndepărtat fără anestezie organe. Au fost scufundați în apă înghețată. Li s-au efectuat analize de sânge și radiografii nenumărate. Li s-au injectat coloranți în ochi. Bărbații au fost castrați, iar femeile sterilizate. Li s-au administrat șocuri electrice în crescendo până la punctul morții. În timpul detașării la Auschwitz, Mengele a supravegheat selecția a 74 de transporturi. Exponenții rasei inferioare intrau pe porți și ieșeau pe coși, așa cum le plăcea naziștilor să spună. Instruise gardienii să-i prezinte îndeosebi pe cei foarte deformați, ori foarte înalți, pe pitici sau pe șchiopi. Dar subiecții săi cei mai prețuiți erau gemenii, mai ales dacă erau copii. Din 1500 de perechi, doar 100 de perechi au mai supraviețuit. De îndată ce un geamăn murea, fratele său era ucis imediat pentru a oferi date comparative în timpul autopsiilor. Studiul avea legitimitate, nu? L-ar fi putut conduce la descoperirea secretului mult râvnit al manipulării genetice. La începutul anului 1945, războiul dădea semne de sfârșit. Forțele rusești se apropiaseră amenințător. Mengele și-a continuat experimentele până în ultimul minut. Pe 17 ianuarie 1945, a dispărut pur și simplu din Auschwitz. Fugise. S-a aflat ulterior că ajunsese în Argentina, unde sub protecția președintelui acelei țări, Juan Perón, un cunoscut simpatizant al naziștilor, ducea o viață confortabilă. Deși dat în urmărire internațională,
Dr. Mengele nu a putut fi adus niciodată în boxa acuzației. Și-a găsit sfârșitul în februarie 1979, suferind un accident vascular cerebral în timp ce nota pe o plajă din Brazilia. Nu există nicio singură dovadă a regretului pentru acțiunile sale de la Auschwitz. O întrebare se ridică cu insistență în mintea tuturor. De ce nu a intervenit Dumnezeu să oprească un monstru uman precum Dr. Mengele? Tu ai un răspuns? Comunică-ne-l și nouă. Și continuă să rămâi curios la istoriile Opiniei Productions.